Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. Numele meu este Laurențiu, după cum vedeți și numele canalului. Sau mă puteți găsi și pe TikTok la Împăratul Egiptului numărul 1. Nu știu câți dintre voi știți sau câți dintre voi ați văzut clipurile mele. Am un cont de TikTok, Împăratul Egiptului numărul 1, care are aproape 1 milion de urmăritori. 970.000 mai exact. La care primesc foarte des întrebarea: câți bani faci din TikTok? Și de-aia am ales să fac aici pe YouTube clipul ăsta, mai cu mai multe detalii, să vă arăt și poze, să vă așa. Vă las aici sau aici undeva poza cu profilul, să vedeți că nu mint. Puteți să intrați și voi acolo să vedeți. Glume de șantier, chestii, vrăjel, una alta. Dar acum vrem să aflăm, sau vreți să aflați, mulți dintre voi mă întrebați prin comentarii, am observat foarte multe comentarii pe live-urile de pe TikTok: bă, câți bani faci din TikTok? Și de-aia am ales să îmi fac niște screenshot-uri, să vi le pun pe ecran, să vedeți exact cât câștig, pentru că n-am de ce să mă feresc, e munca mea, mă rog, unii nu o numesc o muncă. Bine, nici eu nu pot să o numesc o muncă, că o fac din plăcere, dar dacă odată cu plăcerea asta vin și niște bănuți, sunt bine primiți. Nu trebuie să mai judecați că, bă, că stai pe, faci TikTok pentru bani sau așa. Cred că majoritatea care fac, care creează conținut, creatorilor de conținut, cei care fac YouTube, TikTok, Instagram, ce mai fac ei acolo, cred că o fac, tind să cred eu că toți o fac și din plăcere. Dacă odată cu plăcerea îți vin și bani, este și mai bine. Și de-aia vreau să vă arăt. O să începem așa. Eu am început să fac bani pe TikTok din luna februarie anului acesta, 2021, luna februarie. Am făcut prima dată 10.000 de abonați. După 10.000 de abonați, după cum bine știți, TikTok-ul începe să-ți plătească vizualizările. În funcție de vizualizări, în funcție de unde sunt vizualizările, ca și la YouTube. Bun, și o să începem aici. Vă las aici prima poză. Cu luna februarie, după 30 de zile, sau nu 30 de zile, că luna februarie nu are 30 de zile, am strâns pe TikTok 61,32 de cenți. Ăștia au fost primii mei bani din TikTok. După luna de zile am făcut 61 de euro. Mergem mai departe. Stați așa să vedem, pentru luna martie, deja luna martie, cum vedeți aici, am crescut 74,99 de euro. Am crescut, da? Cum am zis, asta e în funcție de vizualizări. Variază de la o lună la alta câștigul, nu e fix. De exemplu, de fapt, ca și din YouTube, ca și din restul. Să căutăm luna a patra. Luna aprilie. În luna aprilie deja am evoluat foarte mult pe TikTok. Deja contul meu a început să crească, am început să am mai multe vizualizări. Și în luna aprilie am făcut 240,55 de euro. Deja a crescut bine. Da? Ok, mergem mai departe. În luna a cincea, să vedeți, deja de aici a început să-mi explodeze și mie contul. Am început să urc în urmăritori, am început să am foarte multe vizualizări. Și după cum vedeți, chiar a explodat și contul în urmăritori și în vizualizări, dar și în banii primiți de la TikTok. 778,43 de euro. Deci am făcut aproape 800 de euro în luna iunie, am făcut aproape 800 de euro. Bă, 800 de euro. Luna mai, pardon. Luna mai. Ăștia au fost bani din TikTok. Eu îi văd ca pe niște bani frumoși. Părerea mea. Bun. Trecem mai departe. În luna... Stați așa. S-au înserit vreo lună. Nu, a patra. În luna a șasea. Unde, Doamne, iartă-mă? Așa. Luna a șasea. În luna a șasea, în luna iulie, da? În luna iulie
După cum vedeți și în poză, am scăzut puțin. Am urcat în urmăritor și atunci, într-adevăr, dar vizualizările n-au mai fost aceleași. Și numărul de urmăritor nu te ajută la câștigul de bani, te ajută numărul de vizualizări. Cu cât ai mai multe vizualizări, cu atât faci mai mulți bani. Deci nu contează dacă ai 10.000 de urmăritori și faci 1.000.000 de vizualizări, sau am eu 1.000.000 și fac 1.000.000 de vizualizări, la fel primești banii pe... Mă rog, dacă la mine se uită din Asia și la tine se uită din America, e posibil să iei mai mult. Adică sigur iei mai mult. Am avut 550,18 cenți. Bani frumoși, din nou. Dar am scăzut puțin față de luna precedentă. Bun, mergem mai departe. Pentru luna a 7-a, da? Luna a 7-a. E, în luna a 7-a am avut recordul la câștig din TikTok. Uitați-vă aici. 973,12 cenți. Bă, aproape 1000 de euro. Doar din vizualizările de pe TikTok vorbim mai. Aproape 1000 de euro. Am avut foarte multe vizualizări. Contul meu a urcat foarte mult în acea lună. Și am câștigat destui bani. Exact. Vedeți acolo, totalul meu din februarie până acum este de 3673,16 cenți. Din tot câștigul. Deci ăla e câștigul total. Bun, și după aia avem ce avem. Ultima lună, banii pe care am scos acum vreo câteva zile de la TikTok pentru luna 8-a, 633,63. Din nou, bani frumoși, dar ați văzut cât am scăzut. Și a fost la mine o problemă cu TikTok-ul pentru că mi-a fost închis permanent. Am reușit să-l recuperez după doar o zi, am depus niște contestații, au revizuit conținutul meu, au văzut că nu am un conținut care merită să fie închis. Pur și simplu se dau rapoarte, asta e cel mai nasol la TikTok. Se adună, îți dau rapoarte, primești multe rapoarte, fiind automatizat treaba de un robot, de nu știu ce, ei îți blochează conținutul, depui contestații atunci, un om din echipa TikTok, oameni de acolo, îți revizie conținutul și deblochează. La mine s-a întâmplat de două ori într-o lună, mi-a blocat contul de două ori într-o lună permanent și de fiecare dată, după doar o zi, am primit contul înapoi. Bun, și acum să vă mai arăt o chestie. Vedeți aici în poza de aici, da? Sau de aici, nu știu unde o să o pun. Pentru 25.09.2021 am primit 22,62 dolari, da? Euro. Ăștia sunt banii pentru o zi, pentru data de 25.09. Și acum să vă arăt la statistici, iar aici în poza sus, dacă puteți vedea. Pentru data de 25 am avut 2,8 milioane de vizualizări. Pentru astea 2,8 milioane de vizualizări eu am primit 22,62 de cenți, 22 de euro și 60 de cenți în acea zi, pentru vizualizări. Deci cam asta este, fraților, să vă spun așa, nu vă gândiți că bă, din TikTok ăsta, dacă ai 1.000.000 de urmăritori, câștigi din TikTok, trăiești, boierești, nu-ți mai trebuie muncă, nu-ți mai trebuie. Probabil cei care au sute de milioane, mă rog, sute de milioane, că sunt două persoane care au depășit 100 de milioane, mi se pare, sau poate sunt mai multe, dar nu știu eu. Bă, într-adevăr, aia probabil trăiesc doar din asta, dar eu, unul, nu pot să trăiesc doar din asta, că așa. Și trebuie să înțelegeți, să nu mai judecați greșit, că dacă ăsta are 200.000 de urmăritori sau nu știu cât, face nu știu câți bani din TikTok sau nu știu cât, am cunoștințe care fac 4-5 euro... 3 euro pe zi. Am făcut și eu la început, cum am făcut eu la început, da? Deci trebuie să vă gândiți că TikTok nu plătește, nu știu, că am mai auzit și eu că ia, nu știu, 25.000 pe postare, 30.000 pe postare. Astea sunt baliverne, vorbe de la oameni care nu știu cât să face și nu știu ce înseamnă TikTok-ul. Bun, fraților, cam asta a fost video, sper că m-ați înțeles, sper că ne-am înțeles, am încercat și să fac ce am putut. Pentru că am primit foarte, foarte des această întrebare. Câți bani câștigi din TikTok? Cam ăsta sunt eu, Laurențiu, împăratul Egiptului numărul 1. Dați acolo subscribe, abonați-vă la canal. Aici pe TikTok am un plan să fac o serie de videoclipuri foarte, foarte amuzante. Le am în cap, n-am avut timp să le fac. Sper, când o să termin concediul ăsta, să îi dăm drumul la treabă. Și de ce nu... Să vedem ce o să facem acolo, să vedem ce o să facem. Poate o să fie treaba bună.
V-am pupat, toate cele bune!